Academia Navală Mircea cel Bătrân a găzduit în perioada 21-24 mai cursul The Challenges of Securing Maritime Areas for the European Union, organizat de European Security and Defence College, în parteneriat cu Colegiul Național de Afaceri Interne și Ministerul Afacerilor Interne. Este un curs pe baze permanente, statuat în parteneriat cu Colegiul Național de Afaceri Interne și European Security and Defence College, în parteneriat de asemenea și cu Bulgarian Naval Academy. Un curs care se adresează în general specialiștilor la nivel strategic cu privire la Common Security and Defence Policies, specific pentru zona Mării Negre. În cadrul acestui curs, participanții au ocazia de a asimila cunoștințe referitoare la conducerea strategică a operațiunilor integrate, civil-militar, în special cu referire la combaterea migrației, cu referire la combaterea dezastrelor, modul de acțiune în comun, Maritime Integrated Policies, și este o bună oportunitate de a aduce experți practicanți în domeniul la nivel strategic, experți din mediul academic. Repet, este o activitate care ne aduce o plusvaloare deosebită prin însăși nivelul ridicat al participanților.